Pompierii militari ai gărzii de intervenție Gura Humorului, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Stulpicani, au intervenit cu 4 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din comuna Stulpicani. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la anexele gospodărești și la acoperișul casei de locuit, cu pericol de propagare la întreaga locuință. Au ars o șură și o magazie pe o suprafață de 33 metri pătrați, un adăpost de animale pe o suprafață de 66 metri pătrați, acoperișul camerei centralei pe o suprafață de 39 metri pătrați, o bucătărie de vară pe o suprafață de 12 metri pătrați și acoperișul casei de locuit pe o suprafață de 64 metri pătrați. Au mai fost afectate de incendiu obiecte de mobilier, materiale textile, aparate electrocasnice și altele. S-a degradat fațada casei pe o suprafață de aproximativ 100 metri pătrați. Incendiul a izbucnit din adăpostul de animale, cel mai probabil din cauza unui scurt circuit produs la un cablu electric defect, neizolat corespunzător. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat restul casei de locuit.